Bun. Și dacă tot am vorbit de un pic de Uniunea Europeană, să vorbim și de cazul penalizare, să spunem. În care au trebuit să dea milioane de euro înapoi. Și dacă tot au dat înapoi, este și un caz fericit, pentru că absorbția fondurilor europene în această țară este foarte mare, este aproape de 100%. Hai repede să luăm banii, după ce am luat banii, încearcă, mai contează ce s-a făcut după el. În schimb, sunt foarte nasoale și foarte drastice condițiile de auție. Pentru că, vă dau un exemplu. Ferată, este un astfel de caz. Inițial au fost puse un anumit tip de griți pe proiect și în urma măsurătorilor s-a constatat că de fapt este necesar a se monta alte tipuri de griți. Astfel că primăria Ploiești a fost nevoită să suplimenteze fondurile din bugetul propriu pentru acest pod. Acum nu știu dacă și pilonii de susținere sunt aceiași, în afară de grinzi față de proiect. Dar asta este altă mâncare de pește. Exact.